strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii Pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvintați-L numele, căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Vreau prin aceste versete să ne schimbăm fețele, să fim zâmbitori, să fim bucuroși și plin de bucurie să cântăm Domnule laudele Lui. Aleluia, la Bunul, aleluia.
frumoasă, versuri frumoase și o dorință, cred că, care ar trebui să fie în inima noastră, fiecăruia să fiu lumină, Doamne, în ziua aceasta. Domnul să ne ajute. Vă chem, frați și surori, să ne rugăm. Gândul pe care îl am și pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră este din Cartea Filipeni, din capitolul 4. Începând cu versetul 4, o să citesc câteva versete care scot în evidență câteva adevăruri frumoase, importante și bune pentru sufletul nostru. Cartea aceasta Filipeni este o carte, o epistole pe care Apostolul Pavel o scrie bisericii din Filip. Și două gânduri, două idei, două cuvinte de altfel, sunt cele care predomină cartea aceasta. Acestea sunt Evanghelie și Bucurie. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în ton cu viața noastră, în ton cu starea noastră. Și aici, Cuvântul lui Dumnezeu prinde câteva adevăruri, câteva îndemnuri frumoase și bune dumnezeiești, pe care aș vrea să le însușim și să le avem în viața noastră. Suntem diferiți, așa cum spun mereu, suntem stări diferite în locul acesta, dar toți avem nevoie de Dumnezeu, toți. Și toți ne închinăm înaintea celui Dumnezeu care este viu și care ne cunoaște pe fiecare. Slăvit să fie numele Lui. De aceea cred că putem să venim cu îndrăzneală înaintea Lui și inima noastră să se deschidă și El să fie Cel care să primească închinarea noastră. Citesc începând cu versetul 4. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iar zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă sufletească. Versetul 19. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slavă în vecii vecilor. Amin. Aceste câteva versete cred că ne motivează pe fiecare să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Omului Dumnezeu, Apostolul spune chiar la început, bucurați-vă. Aveți motive să vă bucurați înaintea lui Dumnezeu, ne-a dat mântuire, ne-a iertat păcatul, ne ține cu viață, ne binecuvântează cu tot felul de binecuvântări. Slăviți să fie numele Lui. Bucurați-vă! Dacă vreunea dintre voi lipsește pacea sub Apostolul, voi să vă încredeți în Dumnezeu că poate El să vă dea pacea Lui. O pace care întrece orice pricepere. Apoi spune El, dacă nu sunteți îngrijorați, dacă unii aveți frământări în viața voastră, în sufletul vostru, îndrăzniți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că El, care știe viața voastră, El care știe trăirile voastre, nevoile voastre, trebuințele voastre, cum spune El în versetul 19, se va îngriji de fiecare dintre voi. Aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, fiecare cu gândurile noastre, cu nevoile noastre, cu bucurii și cu necazuri, și El, în bunătatea Lui, să ne asculte pe fiecare. Amin. Ne rugăm. Poate ai să vii sus să ia.
Și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stăriți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați la Tatăl pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de cer de vețire pe care moșteniți răzi de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Apostolul Petru încă o dată ne readuce aminte prețul mare care s-a plătit pentru harul pe care noi îl trăim. Prețul mare pe care s-a plătit pentru binecuvântarea pe care noi o primim în fiecare zi. Pentru libertatea de a putea să venim înaintea lui Dumnezeu Tatăl, să ne aducem cererile și rugăciunile noastre. Și uneori uităm că acest preț mare, prin faptul că nu l-am plătit noi, nu înseamnă că este un preț mic și nu înseamnă că este lipsit de importanță. Și uităm cât de important este să ne sfințim zi de zi. Cuvântul pe care Apostolul Pavel îi îndemna pe cei din Corint le spune în a doua epistolă în felul următor. Un îndemn care resună pentru fiecare dintre noi, a modului în care trebuie să învățăm să trăim zi de zi. Și spune la versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului. Și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Nu e suficient să știm adevărul acesta că Hristos a murit pentru noi. Nu e suficient să știm că Dumnezeu, în bunătatea și în dragostea Lui, a luat asupra Lui toate păcatele. S-a făcut blestem pentru ca noi să avem viață. Și noi credem că e suficient să știm că Dumnezeu s-a îndurat și ne-a dat această binecuvântare, acest har minunat. E bine și e minunat și e suficient că Domnul a plătit pentru toate fără de legile noastre. Săptămâna trecută mi-a rămas așa o pildă a Domnului Iisus la inimă. Și o să vreau să vă citesc și apoi vreau să ne rugăm. Ca să înțelegem că sfințenia la care ne-a chemat Dumnezeu este o sfințenie care trebuie să ne transforme zi de zi. Degeaba ne numim pocăiți, degeaba ne numim penticostali, dacă viața noastră nu reflectă slava lui Hristos în fiecare din noi. Nu e suficient să hotărâm să slujim pe Dumnezeu, să încheiem legământ în apa botezului, să ne facem membri într-o biserică și să venim la biserică. Și noi trebuie să trăim în așa fel încât viața noastră să fie transformată și slava lui Hristos să se vadă în fiecare dintre noi. Să fim asemenea cu Lui. În Evanghelia după Matei, capitolul 18, Domnul Iisus a spus o pildă. De la versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor.
Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care datura 10.000 de galbe, fiindcă el n-avea cu ce plăti. Stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Domnul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti tot. Stăpânul rogului acelea, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Rogul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și spunea de gând, zicând, plătește-mi ce mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și îi zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a avut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe rogul acesta și a zis, rog viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se credea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Observați? Un om iertat. Un om al cărei datorie, ne spune în versetul 27, că i-a fost iertat. Dar un om care n-a învățat să trăiască, precum era stăpânul său. Un om care n-a trăit în relațiile cu ceilalți, transmițând mai departe ceea ce el a primit. Uneori credem că dacă Dumnezeu ne-a iertat toate păcatele, dacă avem harul acesta să fim în biserică, putem să trăim oricum că Dumnezeu e bun și iart. Dar Domnul ne-a iertat toate păcatele și așa este. Versetul 27 ne spune că i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Dar e atât de important cum trăim. E atât de important ce transmitem mai departe în relațiile noastre unii cu ceilalți. Care este chipul pe care noi îl transmitem mai departe? Ce se vede în noi atunci când oamenii privesc? Care este credința pe care noi o avem? Și vedem că acest om, pentru că a trăit în continuare la fel cum era el și nu lăsându-se transformat de harul și bunătatea stăpânului său. Și pilda aceasta spune că este o asemănare a împărăției cerurilor. Poate că încercăm să zicem, nu, asta privește altceva. Asta ne privește pe noi, pe fiecare. Pe toți acei care am hotărât să-L urmăm pe El. Noi trebuie să experimentăm această schimbare din slavă în slavă. Și chipul lui Hristos să se vadă în noi. Să fim niște oameni sfinți. Pentru că prețul care s-a plătit pentru noi este un preț mare. Să nu credem că putem să umblăm și să trăim oricum, pentru că Domnul oricum ne-a iertat păcatele. Suntem iertați așa că putem să umblăm oricum. Pentru că stăpânul se va întoarce și ne va judeca. Vreau ca în următoarea rugăciune să avem în vedere această cerință a lui Dumnezeu de a umbla în sfințenie. Să nu ne înșelăm crezând că noi nu putem să pățim nimic. Noi suntem creștini, Domnul vine și ne duce pe toți în raiul Său. Pentru că Biblia ne avertizează că sunt mulți din cei care vor zice în ziua aceea, Doamne, nu noi. Poate că acum credem că e vorba de alții. Acum e o vreme de har în care Biblia ne dă timpul și ne vorbește. Că e vremea în care noi să ne putem cerceta și să ne îndreptăm. Să experimentăm această schimbare, această lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră, ca chipul lui Hristos să se vadă cât mai clar în noi. Să nu trăim la fel după cum am umblat noi, la fel după cum am trăit noi, ci chipul Stăpânului și Mântuitorului nostru să se vadă în noi. Să trăim potrivit cu principiile și cu caracterul Lui. El să fie Cel care se gândește noi și noi să fim cei schimbați din slavă în slavă. Nu am ajuns la desăvârșire. Nu suntem fără păcat. Nu suntem desăvârșiți. Dar trebuie să ne dorim lucrul acesta. Și să ne aducem aminte că s-a plătit un preț mare pentru noi. Da-i adevărat, Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Stăpânul este bun. Și robul a știut lucrul acesta și a mijlocit la bunătate și a apelat la bunătatea stăpânului. Și a beneficiat de iertare. Și noi aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni și cere. Și Dumnezeu în bunătatea Lui ne răspunde. Ne binecuvintează și ne face, dar aveți grijă. Vine o zi, ne ține Scriptura, când vom fi
față în față cu El. Și se va pune întrebarea, cum am trăit? Cum am ajuns? Ce fel de oameni suntem noi? Suntem niște oameni sfinți sau niște oameni care am trăit mai departe după valorile și principiile care ne-au convenit și ne-au fost nouă confortabile? Veniți ca în această rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu putere să trăim potrivit cu poruncile Lui. Să păzim ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca să păzim și să punem cuvântul Lui în fața ochilor noștri, căutând zi de zi să facem tot ceea ce ne-a poruncit El. Vă invit să ne ridicăm în picioare și în această... El ne-a iubit, venind în lume, ca noi pierduți să fim salvați prin sângele vărsat pe cruce la Golgota, Iisus Hristos ne-a
Și prin ceea ce ne-a fost citit în cartea Filipeni 4, la versetul 5, eu am reținut un lucru. Domnul nostru este aproape. Cât o fiore e aproape, de aproape. Și am un mesaj care este din cartea Apocalipsei. Poate citim mai mult sau mai puțin pe acolo. Este un mesaj care începe în capitolul 8 și se sfârșește undeva în capitolul 11. Mesajul îngerilor care sunau din trâmbiță, ceea ce are să se întâmple în curând. Așa spune Scriptura și vreau să mai luăm aminte la acest mesaj și să medităm asupra Lui. Să nu ne prindă nepregătiți vremurile în care va veni Domnul. Șapte îngeri, șapte îngeri am văzut zburând de la tronul, de la tronul Tatălui cel Sfânt. Spre pământ, spre pământ, toți s-au îndreptat și cu alor trâmbiță ei au răsunat. Deșteptare, deșteptare, deșteptați-vă creștinii până când dormiți. Dumnezeul, Dumnezeul cel fricoșat, la îngeri, la îngeri, ordin el a dat. Să răsune, să răsune pe întreg pământ, deșteptare, deșteptare la poporul sfânt. Primul înger, primul înger, când a răsunat, foc și piatră, foc și sânge din cer a pluat. Toți copacii, toată iarba verde de pe câmp, a fost arsă în a treia parte de pe întreg pământ. Apa mării, apa mării, în sânge s-a schimbat, căci al doilea înger din cer a sunat. Și atunci un munte mare de foc a căzut peste mărșa lor făpturi și le-a nimicit. Peste munți și peste ape am văzut căzând ostea mare, ostea mare numită Pelin. Cine bea din apa mării atunci va muri, căci va curge în orice țară în aceeași zi. Și în lună, și în soare, și în stele sus, a treia parte din a lor lumină s-a stins. Căci al patrulea răsunet din cer a sunat, vocea lui părea de înger, voce de tunet. Și al cincilea răsunet când a răsunat, tot văzduhul, tot văzduhul s-a întunecat. Mii de care cai și călăreți se sculară, se sculară foarte îndrăzneți. Patru îngeri, patru îngeri au fost dezlegați, căci al șaselea răsunet din cer a sunat. De la o margine la alta până la Eufrat, cu al o trâmbițe de aur ei au răsunat. Cu al șaptele răsunet,
la sfârșit. Taină sfântă cea de veacuri acum s-a împlinit. Peste-ntreaga omenire, peste-ntreg pământ, domnește Împăratul Slavei, Împăratul Sfânt. Deșteptare, deșteptare, sună trâmbițele îngerilor sfinți. Deșteptare, deșteptare, deșteptați-vă creștinii până când dormiți. Și aș vrea să închei, dacă se poate, cu mesajul din ultima parte a capitolului 11 din Apocalipsa, de la versetul 15 înainte, dacă se poate să fie afișat, unde spune: Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești, care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinții și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Amin. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viața mi-a dat. Sângele tău,
Binecuvântăm cu toții numele Domnului și îl glorificăm pe El pentru că merită toată lauda și toată gloria. Amin. Este Domnul și Mântuitorul nostru. Slăviți să fie El. Și Biblia arată că Dumnezeu a făcut Domn și Mântuitor. După ce, uite Sfânta Scriptură că a fost aici, pe momentul acesta, a murit pentru noi, s-a jertfit, a înviat și s-a înălțat de-a dreapta lui Dumnezeu în cerul. Mărit să fie Domnul. Fratele Alin a citit Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 18. Și sunt cercetat de Duhul Domnului în direcția aceasta, cuvântul acesta, văzând cum vorbește Domnul Iisus Hristos cu Petru. Când Petru i-a pus o întrebare, vedem răspunsul Domnului Iisus Hristos și de aici vedem comportamentul atât al lui Dumnezeu, a împăratului nostru, cât și a omului care are de-a face cu Dumnezeu. Vedeți, omul acesta avea o datorie imensă. Și eu mă duc cu gândul la cuvântul lui Dumnezeu care zice că mântuirea sufletului nostru era stat așa de scumpă că nu se putea face cu nimic. Nu era niciun preț să poate fi plătit. Omul acesta nu putea să rezolve problema datoriei lui. El știa bine lucrul acesta. I s-a cerut să o plătească, a spus că nu poate să plătească, să fie păsuit, să fie înțelept, să fie lăsat, să-i se dea timp ca să poată să-și plătească datoria. Dar și stăpânul lui, și el știa foarte bine că n-are cum să o plătească. Cuvântul lui Dumnezeu arată că acest stăpân, încă o dată precizez, este Dumnezeu, ilustrat în pilda aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în felul următor. Robul s-a aruncat la pământ în versetul 26 din Matei 18. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, zice cuvântul, i-a dat drumul
și ai iertat datoria. Este un cuvânt extraordinar. Ar trebui să ne pătrundă pe fiecare din noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. I s-a făcut milă de el și i-a iertat toată datoria. Omul acesta pleacă din fața stăpânului, se întâlnește cu un coleg de-a lui care este dator cu o sumă infimă. La diferență mare între datoriile care le aveau ei, îl prinde de gât, nu îl lasă și cere să-i plătească datoria. Află stăpânul. Atunci stăpânul l-a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: rob, viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Doamne, ajută-ne! Domnul ne dă o pildă ca noi și fratele Alin spunea mereu chipul lui Hristos în noi. Acesta este chipul lui Hristos. Nu trebuie să le explicăm altfel. El este arătat de Domnul Iisus și aici, în contextul acesta, Domnul Iisus Hristos ne învață că așa cum El, stăpânul, a avut milă de omul acela, și El trebuia să aibă milă de cel care era dator lui. Vă întreb acum pe dumneavoastră, stăpânul care este Dumnezeu, îi cunoștea inima acestui datornic, acestui om căruia datora suma aceea fabuloasă, îi cunoștea inima? Vă întreb. Știa cum este el în momentul în care zice, mai lasă-mă și îți voi plăti. De unde? Că n-avea de unde și stăpânul știa asta. Îl cunoștea, îi cunoștea starea, îi cunoștea inima lui, că el era cum? Arată Biblia, rob, viclean. Observați ce interesant este. Aici este descoperită bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Aici este descoperit harul minunat al lui Dumnezeu care ne învață ce să facem. Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Asta ne învață harul lui Dumnezeu. Se credea că atunci să ai milă, trebuia să înveți milă de la mine, pentru că tu n-aveai cum să-ți plătești datoria. Dar tu când ai întâlnit pe colegul tău, l-ai prins de gând și a spus să-mi plătești datoria și l-ai aruncat în temniță. Asta e judecata stăpânului, se cădea ca și tu să ai milă. Doamne, învață-ne să învățăm mila de la tine. Judecata care trebuia făcută asupra acestui om era aceea care, de fapt, stăpânul, el a hotărât-o și a spus, vei fi aruncat în temniță sau vei fi vândut tu tot ce ai, toată familia ta, ca să se plătească datoria. Asta a fost judecata. Dar, frații și surori, a intervenit mila. Și mila aceasta a anulat această judecată. Pentru că zice Biblia, mila ce face? Biruiește judecata. Doamne, ajută-ne! Frații și surori, noi trebuie să avem milă, compasiune unii față de ceilalți. Eu trebuie să am milă față de soția mea, nu că e demnă de milă, ci pentru că cineva înainte de mine a avut milă de mine, mărit să fie Domnul. Amin? Eu trebuie să o iert și ea mă iartă pe mine. Sigur că aici intervine dragostea care o avem unul față de celălalt și dragostea pusă de Dumnezeu în inimile noastre. Așa este. Eu, dumneata, trebuie să ai milă de copiii dumitale. Tu trebuie să-i tratezi cu milă, pentru că ai fost tratat cu milă, ca și copil al lui Dumnezeu, măriță-i fie numele. Amin? Și apoi de acolo și până unde avem noi relațiile cu toți oamenii, trebuie să ne caracterizează mila, pentru că stăpânul ne învață milă. Nimeni nu putea să plătească în locul nostru prețul pentru răscumpărarea sufletului nostru. S-a aflat Domnul Iisus Hristos, glorie Lui, și-a plătit El. Mila a biruit judecata. Îți mulțumim, Doamne, pentru harul acesta măreț. Stăpânul știa că are în față un om viclean. Omul acesta a căzut în însuși lațul lui. Stăpânul știa ce face. I-a dat șansa să se îndrepte. Sunteți de acord cu aceasta? Nu datoria era problema, iubiților. Nu datoria.
Nu cere să fie iertat, ci cere să fie păsuit. Peste așteptările lui, dintr-o dată, este iertat. În momentul acela, în el, în inima lui, trebuie să se declanșeze puterea lui Dumnezeu și să lucreze să o lețe și să coboare dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Dar omul acesta își face planul, era viclean. Și când întâlnește pe colegul lui, arată Scriptura cum se comportă. Frați și surori, Domnul ne-a iertat pe noi. Doamne, ajută-ne și curățește-ne de toată starea păcătoasă din viața noastră. Noi n-avem voie să ne purtăm cu viclenie, să folosesc termenul acesta din Scriptură, unul cu celălalt. Domnul să ne binecuvinteze, să fim curățați de toate tendințele acestea. Amin? Asta trebuia să învețe omul acesta, mila care s-a arătat față de el. Noi trebuie să învățăm mila care s-a arătat față de noi. Pe când noi eram cum? Răi și fără niciun merit, el a murit pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Amin? Doamne, ajută-ne! Diavolul era cel mai șiret, cel mai viclean dintre toate animalele, dar acolo scrie șarpele, care în continuare apoi putem vorbi despre cine? Despre diavolul. Ăsta inoculează în inimile noastre răutate și viclenie. Și noi trebuie să ne păzim de el, Domnul să ne binecuvinteze. Amin? David, după ce îi se iartă și lui, după ce intervine în mila lui Dumnezeu, în judecata care trebuia să se facă cu privire la el, arată cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 32. Că-i ferice de omul care, în duhul căruia nu este ce? Nu este viclenie. Îi ferice de omul în duhul căruia nu este viclenie. Măriți să fie Domnul pentru aceasta. De ce credeți că David vorbește așa de puternic în direcția aceasta? Psalmul 32 este un psalm care îl scrie după ce deja s-a descoperit pe capul, a fost iertat, că el zice câte vreme am trecut mi se uscau oasele mele cum să urcă ce? Pământul de secetă a verii. Atunci am mărturisit păcatul și tu ai iertat vina păcatului meu. Măriți să fie Domnul. Amin? Acum vă întreb eu, dacă ne-am duce în cuvântul lui Dumnezeu și haideți să mergem, că nu-i greu, să mergem în 2 Samuel. Capitolul 12. David spune cuvintele acestea în acest context în care Dumnezeu Sfântul îi iartă păcatul pe care l-a săvârșit păcătuind cu Batseba, soția lui Urie, hetitul. Da? Și atunci scrie psalmul acesta după ce experimentează toată starea aceasta, pentru că David, în duhul lui, a avut ce? A avut viclenie. Sunteți de acord cu aceasta? Fiți atenți, foarte atenți, că putem fi oricare din noi. Pot fi eu. Doamne, ajută-mă să nu cad în extremele acestea, oricum, orice păcat aș săvârși și să mă folosesc de viclenie pentru a ieși de acolo și să fiu curat în fața oamenilor. Cu toate că el gemea în toată perioada aceasta după ce săvârșește păcatul, nu se vede nimic din toate acestea. David era un om cum se cade. David era împăratul lui Israel în continuare, sunteți de acord? În moment ce urzește niște planuri, Batseba îi spune, vezi că sunt însărcinată. Și atunci, imediat diavolul inoculează în mintea lui alte gânduri, viclenia lucrează, cum să mă descurc? Trimite o scrisoare să fie Urie, hetitul, acasă, vedeți cum diavolul lucrează și urzește planul în mintea acestui om? Vine Urie, hetitul, stau de vorbă, ca și cum ar veni cu o folie. Acum îmi duce, du-te acasă, culcă-te, odihnește-te, nu? Urie nu se duce. Apoi viclenia lucrează mai departe. Și zice, îl cheamă din nou și ce face cu el? Îl îmbată. Iar că ăsta e viață, se duce. David l-a îmbătat diavolul. Era viață, nu mai știa. Era mai viață decât Urie, editul care era amețit diavolului, băuturii care a băut-o. Du-te acasă. Și ăsta nu se duce nici atunci. Și uitați, mai face viclenia o masă. Și retenia aceasta
Își da, da, să fac altceva. Acum, să știți că mă frământă asta, deși nu e normal să mă frământe, mă gândesc oare să o consulta cu un consilier de lângă el. Sunt curcat cu urie ăsta, păi ăsta e culmea, ăsta e nebun. Deci, înțelegeți? Urie nu era o cifră, că dacă ne uităm în altă parte, facem face din cei 37 de viteza lui David. Era un om, o căpetenie acolo. Și mergem mai departe, așa se întâmplă cu noi. Deci, dar ce diabolism, ce puteri diabolice sunt și cât nu suntem de atenți, că n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor acestea care vin peste noi. Și în situațiile acestea în care trăim, oricare ar fi ele, să ne înșelăm unii pe alții, să ne mințim unii pe alții, să ne vorbim unii de rău unii pe alții, da? Am avut de exemplu acesta pentru că David scrie în Psalmul 32, în Duhul căruia nu este vitrinie, omul acela e fericit. Eu mă gândesc că ce fericit va fi că se curcă cu nevasta bărbatului, cu nevasta acelui bărbat. Mă gândesc că ce problemă, era foarte frumoasă. Până avea cum îi spune Dumnezeu, dacă vrei, îți mai dădeam cât vrei. Nu era fericit. Cu toate vitrinia aceasta și a spus, acum fac altceva. Reinvitează, stai totdeauna în luptă acolo, în luptă cu zel, îi scrie la Ioab, auzi Ioab, vezi că ți-l trimit o scrisoare, i-a trimit scrisoarea, au pecetuit-o cu sigiliul împăratului și sigur că solul ăsta n-are cum să o desfacă, nu? Știa asta? Își duce sentința cu mânuca lui și o dă la Ioab. Ioab o citește, se uită, auzi, când desface următorul atac, să-l pui acolo unde în frunte, unde iure și frunte. Și când e lupta mai mare, voi vă trageți înapoi și lăsați Urie să moară. Ce trist! Vedeți? Ce pas face vitrenia în viața acestui om și cum îl distruge și nu avea cum să fie fericit. Vă trageți toți înapoi. Și așa o face Dumnezeu, că și ăsta nu avea și el vitrenire lui. Dar a avut și momente când nu potrează. Știți atunci cu numărătoarea poporului, când David vrea să numere poporul și nu era după părerea Dumnezeu, ci era, eu am zis, dar ăștia scâți și Dumnezeu e cel mare, mărit să fie Domnul. Dar nici atunci David e încăpățânat și nu l-a. Și Ioab face numărătoare, dar acum nu-i trimite el o scrisoare, se spune, auzi, împărate, fii trează, dar omul ăsta invidează. Dar ce-a făcut ăsta să lăsăm, să facem mișeria asta, să ne tragem înapoi? Nu? Execută ordinul, îl pune acolo și știm că ei s-au tras înapoi și el a murit și nu mă asigur că și cu alții. Și când îi trimite un somn să-i spune, vezi că s-a întâmplat asta și asta, puțin îi deranja ăsta David. Dar când îi spune, auzi, o muri și ei, e uriei. Toate care masă, asta foarte bine, auzi. Ce spune ei? David a zis somnului, în 11:25, 2 Samuel. Iată ce se spui lui Ioab. Nu te munci pentru întâmplarea aceasta. Uitați acum, oprește vitrenia. Că sabia doboră când pe unul, când pe altul. Bate-te tata cu putere de romă și tu să-l îmbărbătezi pe Ioab. Auziți? Frașii surori, nu-i nicio problemă că a murit Urie și încă câțiva. Așa e el care știa, David, care nu făcea un pas fără să-l întrebe pe Dumnezeu. Care știa că Dumnezeu îi dă biruință în lupte. Care știa că cel care dă peste tot biruință și l-a ridicat unde l-a ridicat, este Dumnezeu de data aceasta. Sub Duhul acesta puternic al vitreniei vorbește în felul acesta. Da! Vedeți, se termine toată scena aceasta, zice cuvântul în 26 de verset în continuare. Nevasta lui Urie, Hetitul, a aflat că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. Nu știu cine l-a mai plâns, dar el a plâns. După ce au trecut zilele de jale, David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui Iaia. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Acum, dumneavoastră vedeți înaintea mea, da? Fapta lui David n-a plăcut Domnul. Amin. Dumnezeu se vați? Poate Dumnezeu lipsește totalmente din toată scena aceasta. Nu-i prezent, ca și cu robul care l-a sâns de gât pe ăla. Dar el vechea și vechează tot timpul. Davide, tu ești încercat acum. Călătorul a venit la tine, cum ilustrează Natan în continuare toată lucrarea aceasta. A venit la tine, dar ai grijă. Dumnezeu este prezent, mărit să-i fie numele. Duhul lui Dumnezeu era prezent, dovada faptului că
că în Psalmul 51 zice: nu lua Duhul tău cel Sfânt de la... Bine, nu era luat încă. Și David în tinerea lui lucrează, e orbit, în primul rând de poftă, apoi e orbit de dorința de a-și acoperi păcatul și a rezolvat lucrurile printr-o crimă. Dar Dumnezeu, care era prezent în timpul, a văzut și a zis: fapta aceasta n-a plăcut Domnului. Faptele mele plac Domnului. Faptele dumitale plac Domnului. Pentru că, zice Biblia, Dumnezeu a pregătit faptele bune, asta nu era o faptă bună, în care noi ce să facem? Noi, copiii Lui, să umblăm, Domnul să ne binecuvinteze. Cuvântul acesta se adresează nouă, copiilor Lui Dumnezeu. Cuvântul acesta vorbește despre un om al lui Dumnezeu deosebit, care într-un moment, ca aici este, într-un moment de neveghere, David păcătuiește atânt și viclenia lucrează în viața lui. Uitați-vă cum lucrează viclenia în fiul lui, în Absalom. Uitați-vă cum lucrează viclenia în fiul lui, în Amnon, care păcătuiește cu Tamar. Parcă se țin lanț una de cealaltă. Și Domnul urăște viclenia. Domnul să ne binecuvinteze. Doamne, ajută-ne! Dragostea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu să viruiască în viețile noastre. Rob viclean. David, de data aceasta, nu era mai bun ca nimeni din toți ceilalți care erau acolo. Era când un rob, era un rob viclean, frate și surori. A făcut o faptă în viclenie și fapta n-a plăcut lui Dumnezeu. Pardon, Dumnezeu continuă și vine și stă de vorbă cu omul acesta și zice cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Nathan vorbește cu el: dumneavoastră trebuie să știți cuvântul acesta. Și în 12 cu 13, 2 Samuel zice: David a zis lui Nathan: am păcătuit împotriva Domnului. Asta înseamnă mărturisire. Asta înseamnă recunoașterea păcatului. Eu am gemut, parcă văd pe David cum se gândește. Am fost orbit. Am crezut că sunt cel mai înțelept și știu cum să-mi rezolv lucrurile și să ies la liman, să ies biruitor, să nu se știe nimic despre toate acestea. Dar în toată perioada aceea, oasele mele se uscau, gemeam înăuntrul meu. Doamne, am păcătuit împotriva Ta. Și el știa că plata păcatului este moartea. Dar glasul lui Dumnezeu, care e suveran Dumnezeu, hotărăște cum vrea, măriță-i fie numele. Acel care a văzut și nu i-a plăcut fapta aceasta, zice felul următor. Deci el a spus: am păcătuit împotriva Domnului. Și Nathan a zis lui David, Duhul Dumnezeu intervine și spune la Nathan, spune așa: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Măriță fie Domnul! Măriță fie Domnul! Ăsta e harul lui Dumnezeu. Asta trebuie să înțelegem, asta e bunătatea lui Dumnezeu. Sunteți de acord că David era vrednic de moarte? Sunteți de acord? Păi asta spune Biblia, frate și frate. Dar zice, nu vei muri, Domnul, ca să nu mor, trebuie ca Domnul ce să facă? Să-ți ierte păcatul, să dea o sentință. Dar acum urmează ceva foarte interesant. Uitați-vă aici. Noi gândim: păi mă privește pe mine păcatul, stai cu unul de vorbă și îl dă veselire. Zice: păi da, nu e nicio problemă, asta e problema mea cu Dumnezeu. Mă dați afară din biserică, trebuie 10 ani, mă pocăiesc, fiu înapoi, mă primiți și bine. A, nu! Uitați-vă, zice cuvântul lui Dumnezeu, zice în felul următor. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului, nu vrăjmașii voștri lui Israel, cu care vă bateți toată ziua, bună ziua, când vine vremea războaielor, începe și vă bateți între voi. Nu, nu! Nu pe vrăjmașii voștri, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească pe Dumnezeu. Nu știu cum s-a întâmplat asta. Săvârșim fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Gata! Uitați-vă la David cum vrea să schimbe lucrurile. Uitați-vă cum geme, uitați-vă cum posește, uitați-vă cum se smerește, uitați-vă cum strigă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu a hotărât în dreptul lui copilul care se naște, va muri din pricine că ai făcut pe vrăjmașii Domnului, prin fapta ta le-ai dat posibilitatea să murească. Doamne, apără! Doamne, apără!
Din pricina mea, noi ca biserică suntem chemați dimpotrivă să luminăm și să arătăm înspre Domnul Iisus Hristos, acel care poate să ia pe păcatele, mări să-i fie numele. Dar cuvântul acesta, frați și surori, de aici din Scriptură, întâmplarea cu David, pe mine și pe dumneavoastră a trebuit să ne cântărească, este o învățătură minunată. Și aici există nădejde. Pentru cel care se întoarce și recunoaște păcatul, îl mărturisește, Dumnezeu are îndurare și milă. Mări să fie numele Domnului. Numele lui, există unul. Dacă ești în locul acesta cineva și ești frământat, pentru că ai încălcat legământul pe care l-ai făcut cu Domnul prin păcat. Nu știu cum s-a întâmplat locul acesta. Înaintea lui Dumnezeu, acolo în cer, există un mijlocitor pentru tine și pentru mine. Mări să fie Domnul. Acesta este Domnul Iisus Hristos. Amin? Întoarce-te la El! Ce fiul risipitor, ce s-a întâmplat cu El? Și a venit în fire și o zis, a, sunt un păcătos, un mizerabil. La tata acasă îi perșu. Eu nici mâncarea porcilor nu pot mânca, că nu mi se dă voie. Și eu, o rămas atâta, nu? Sunt mizerabil, nu mă încurmă eu, că sunt prea mizerabil, prea mâncat. Pe diavolul vine și spune, tu ai păcătuit adânc, greu. Te-ai botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt și acum ai căzut în păcate grele și nu te mai arta. Așa spune diavolul. Domnul, zice Biblia, nu? Deci una zice diavolul și alta zice Dumnezeu prin cuvânt. Nu durește ce? Moartea? Și el vrea ca păcătosul să se întoarcă și să fie iertat, mărit să fie Domnul. Câte vreme ești în viață și sunt în viață, Domnul așteaptă să mă întorc la el cu căință. Am păcătuit împotriva Domnului. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Nu l-a ascultat de diavolul care șoptește. A, nu te mai iartă. Fiul risipitor a spus, am să mă întorc la tata. Am să mă întorc la el și am să-i spun că am păcătuit împotriva cerului și împotriva lui. Și am să rog ce să facă. Să mă ierte, să mă primească ca un rob. Și tatăl care l-a așteptat ca fiul să se întoarcă acasă, arată Evanghelia, s-a întâlnit, l-a salutat, l-a primit și a dat din nou aceea demnitate care a avut-o înainte de fiul al său. Măriți să fie Domnul! Acum vă mărturisesc în numele Domnului, eram pregătit să vă vorbesc și m-am gândit la asta și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu în continuare să vorbesc despre nevoia botezului cu Duhul Sfânt. Dar când fratele Alin a citit cuvântul acesta, am fost răpuns de Duhul lui Dumnezeu să vorbesc în direcția aceasta pentru că am încredințarea deplină că aici, în locul acesta, în seara aceasta, Dumnezeu leagă răni adânci, mărit să fie numele. Că în seara aceasta Dumnezeu mai ne nădejde. Că noi îl așteptăm să vorbea aici pe Iisus Hristos să vină din nou. Fratele cu cântarea spune același lucru. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Așteptăm și grăbim ce? Venirea lui Dumnezeu. Trebuie să avem o purtare sfântă și evlavioasă. Doamne, ajută-ne! Tocmai la asta ne cheamă Dumnezeu. Tocmai la asta cheamă Dumnezeu pe El a căzut. Pe El a trântit la pământ. El a biruit de diavol oricare e. Oricare este păcatul Lui. În afară de hula, împotriva Duhului Sfânt. Dacă te întorci și mă întorc cu căință, Biblia mă învață și îmi garantează că Dumnezeu Tatăl este acel care prin Iisus Hristos în jertfă din comoda îmi iartă păcatul. Și când păcatul este iertat, moartea nu mai are putere asupra mea. Amin? Că asta e o lege. Așa e tratamentul. E o lege veșnică. Plata păcatului este și puterea păcatului este cine? Legea. Dar Hristos a venit și a împlinit legea tocmai ca să aibă biruința asupra morții. Mărit să fie Dumnezeu. Și se poate să ne răscumpere din moarte și să ne aducă la viață. Glorie Domnului! Asta este, frate și surori. Și a fost îndemnat în momentul când fratele Alin a citit cuvântul și m-a cercetat Duhul Domnului în cuvântul acesta pentru că am convingerea că Domnul leagă rând. Am convingerea că Domnul dă lumină. Am convingerea că Dumnezeu dă părul din peste ochii unora pe care diavolul ne-a pus și face să ceamă acolo fără niciun sens. Întoarce-te la Domnul! Așa cum fiul risipitor și-a venit în fire și s-a întors și s-a căit înaintea lui. Aici e problema, noi trebuie să ne recunoaștem păcatul. Natan, ne-am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. În altă parte zice,
împotriva lui Dumnezeu, numai împotriva lui Dumnezeu am păcătuit. Tot atât zice, așa este. Și vai, numele lui Dumnezeu din pricina păcatului său, a comportamentului lui Viclean, să fie bolit de vrăjmaș. Diavolul abia așteaptă. Doamne, întărește-ți biserica ta. Întărește-ți poporul tău, Doamne. Câte vreme David a rămas în starea aceea, era o stare de împietrire, gemea, n-a fost fericit. Dar când a venit Dumnezeu, când i-a dat păcatul, când a răsărit soarele, el zice, Doamne, în Psalmul 51 cu care va verset, izbăvește-mă de sângele, de sângele vărsat, l-am omorât pe Urie. Este conștient că el l-a omorât, Doamne, izbăvește-mă. Sângele acela este pe mâinile mele. Doamne, izbăvește-mă, curățește-mă, spală-mă, Doamne. M-am luat cu isop și voi fi curat. Doamne, îți mulțumim și te onorăm pe tine. Pentru că sângele Domnului Iisus Hristos poate să curățească nu ca isopul. Sângele Domnului Iisus Hristos are putere să ne curățească de orice păcat. Amin? Lasă-te biruit de Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta. Că Duhul lui Dumnezeu luptă pentru tine în momentele acestea și nu spun cuvinte gratuite. Eu simt aceasta, sunt încredințat și cred cu toată convingerea mea că Duhul lui Dumnezeu luptă pentru noi. Amin? Credeți lucrul acesta? Luptă pentru noi, El mijlocește pentru noi. În marea taină, cu suspine negrăite, zice Sfânta Scriptură, că Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Când îi scrieți cuvântul acesta, nu îi scrieți pentru oamenii din afară, în Sfânta Scriptură, așa este? Îi scrieți în Biserica lui Iisus Hristos, că Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Îți mulțumim, Doamne, pentru Duhul Sfânt. Îți mulțumim, Doamne. Acum mă uit la această văd, dacă aș putea intra aici, dar nu mai pot, că timpul nu-mi va permite. Deși de la cuvântul acesta văd acum, prin Duhul Sfânt, că aș putea să trec, pentru că David se roagă. După toate lucrurile acestea, în tot ceea ce a ajuns, cum a ajuns, îți dă seama, vai, în Psalmul 51, dacă Duhul lui Dumnezeu îl ia Domnul de la mine, sunt pierdut. Am nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să nu fie luat. Și am putea să intru în lucrarea aceasta, dar nu mă mai duc. Îl rog pe Dumnezeu să lucreze în dreptul fiecare din noi. Prin Duhul Sfânt. Amin. Și dacă pentru David, în vremea aceea, când nu peste tot din Israel era lăsat Duhul lui Dumnezeu, numai peste unii oameni, știm lucrul acesta după Scriptură. Dacă David, peste care era Duhul Domnului și în care era Duhul lui Dumnezeu, a înțeles importanța acestei nevoi ca Duhul lui Dumnezeu să rămână cu el și în el, cu atât mai mult noi în vremea aceasta, în descoperirea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu prin Evanghelie, în cuvântul său, în cuvântul Domnului Iisus Hristos, în vorbele lui lăsate pe paginile Scripturii, nevoia de a fi umplut de Duhul Sfânt, nevoia de a fi botezat cu Duhul Sfânt, nevoia de a fi botezată întreaga biserica cu Duhul Sfânt. Pentru că Biblia zice, toți câți au fost acolo la Rusalii, au fost botezați, umpluți cu Duhul Sfânt. Măriți să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Ca biserică răscumpărată prin sângele Domnului, avem nevoie de umplerea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Dacă David în vremea aceea era conștient ce înseamnă ca Duhul Domnului să fie peste el și cu el și în el și să fie călăuzit de Duhul Domnului, a văzut ce înseamnă într-o clipă de rătăcire. A văzut ce înseamnă să nu mai ai călăuzirea lui Dumnezeu, ci să fii călăuzit după dorințele tale, după dorințele mele, după euul meu, după poftele mele, după carnea mea. A văzut ce înseamnă și zice, Doamne, nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la mine și dă-mi iarăși bucuria, se vorbea de bucurie în seara aceasta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, măriți să fie Domnul. Amin? Vreau, Doamne, să fiu mântuit. Recunosc că am păcătuit, am făcut toate acestea, dar vreau bucuria mântuirii tale, am garanția mântuirii, simțit bucuria acestei mântuiri în viața mea, cum lucră, cum se declanșează, cum operează în viața mea. Iar bucuria, zice cuvântul Domnului Nou Testament, nu, într-un psalm, acum îmi amintesc într-un psalm, nu știu care, dar zice felul următor, că bucuria o dă Dumnezeu celor cu inima curată. Amin. Ai știut, sora Henia? Domnul să devine cuvinteză. Dar David nu mai avea inima curată. Și avea nevoie să fie curățat. Și Domnul l-a curățat, dorit să fie Domnul. Și pe tine te curăță, Domnul. Vino la el, te rog în seara aceasta.
Vom face o rugăciune și aș vrea să nu ne grăbim. Să facem o rugăciune să rugăm, Doamne. Mândruța voției, fraților, păcatul este păcat. Mare, mic, în trup, în afară de trup. Este cum? Este păcat, așa este. Noi de care găsim mare, mici, Biblia da, zice păcat în trup și păcat în afară de trup. Dar oricare ar fi el, haideți să venim în seara aceasta în rugăciune și să spunem, Doamne, ne nu facem o mărturisire așa cum facem noi când ne rugăm. Să recunoaștem, Doamne, avem nevoie de Tine. Doamne, faptele mele oare ți fac? Că s-au întrebat, dar s-au întrebat. Asta nu erau probleme. Domnului nu i-a plăcut fapta asta. De la cap până la cap. De la adunter până la crimă. Domnul e bine de noi. Vrei să ne rugăm înaintea Dumnezeu? Apoi să ne rugăm pentru cei care știm noi. Poate ai în familie. Ioana. Poate ai cunoscut, poate ai vecini, nu știu ce ai, vecine ai. Pentru frații și surorile noastre. Chiar dacă au văzut în păcat, dacă au văzut, ei mai rău rugăm în frații și surorile noastre. Vreți să fie așa? Să ne rugăm pentru ei, Doamne, lucrează izbăvirea. Doamne, alungă luni, alungă ceața, Doamne. Noaptea aceea de păcat în care trăiesc. Pătrunde pe lumina Ta, în Duhul lor, în taina vieții lor, în mintea lor, în Duhul minții lor. Că se citea în seara aceasta, din cuvântul Domnului, Doamne, ajută. Ne rugăm, Doamne, să nu-i lași ca diavolul să-i pierdă definitiv. Vrem, Doamne, să fie, să se întoarcă fiecare din nou acasă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Avea fratele tău, sora ta, soțul tău, soția ta, copilul tău, nu știu cine este, mama ta, să se întoarcă acasă, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută! Rog, Viclean, tu trebuie să ai milă, așa cum eu am milă de tine. Asta, să știți că așa mă izbește cuvântul acesta când mă gândesc. Că stăpânul știa că ăsta e Viclean. Și lucră cu atâta dragoste și atâta bunătate, atâta milă să revasă acolo. Doamne, măriți să-ți fie numele. Poate că, dacă stau să mă gândesc, într-așa împrejurare trebuie să se arate mila lui Dumnezeu. Așa este. Unde e mai multe răutate, unde e mai să arată mila lui Dumnezeu și bunătatea, tocmai ca să mă scoată pe mine din starea aceasta păcătoasă, să mă facă să-L văd pe El cât este de bun și să ia în mine chipul lui Hristos. Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Vreți să ne rugăm? Dar să ne rugăm cu toată inima, să stăruim înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne fie groază. Doamne, aducem înaintea Ta pe cei pe care avem și știm că se luptă. Toți care cad, toți care ajung în păcate, în prăjăroși, la toți le pare rău, gel, întâlnesc peste tot pe cei care am întâlnit. Vin, n-am mai văzut de 15 ani la adunare, acum am venit prima dată în sala asta, Domnul m-a cercetat. Trebuie să vă spun, frate, că de adevărat 15 ani am trăit în păcat, cele mai rare păcate, dar n-am avut nicio liniște, nicio pace. Nu era fericit. Pentru că era păcatul în viața mea. David zice, ăla cu care n-are vitălie în Duh, este cum este un om fericit. Doamne, ajută-mi la aceasta. N-am fost fericit, ci vreau să se schimbe, dar n-am nicio putere. Nu mă puteți ajuta în rugăciune, nu puteți posti cu mine. Vin plăcăi la 25 de ani. Și vreau eu la 61 de ani să post, la 62 de ani, să postesc împreună cu ei. Că să-i ajut la post, ca să scape de totul din necazul. Frați și surori, rugăciunea are putere. Amin? Rugăciunea fervinte a celui neprihănit. Măriți să fie Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Auzi rugăciunile, dacă sunteți unii deranjați de rugăciunile fervinți, nu sunteți după Biblie și nu suntem după Biblie. Amin? Așa e? Deci, n-avem ce. Suntem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni fierbinți ale unui om neprihănit. Are rugăciunea putere. Că Ilie era un om supus acelor astăpăciuni ca noi, dar s-a rugat. Era un om neprihănit, că de aceea l-a ascultat Dumnezeu. Măriți să fie Dumnezeu. Amin? Haideți să ne ridicăm picioare.